ședința noastră ordinară. Sunt prezenți fizic în sală 12 consilieri și 7 sunt online. Domnul Berea Mariner, domnul Constantin Ștefan, domnul Lazar Costică, domnul Munteanu Ion, doamna Șișca Maria Laura, domnul Tam Bădurel și domnul Priboi Plaut. Este întâlnită majoritatea și cu șase statutare. Rugăm pe domnul președinte să preia. Bună ziua și bine ați venit! Începem ședința de astăzi și supunem la vot ordinea de zi. Da, procesul de vaccinare. Urmează. Din nou supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trecem la punctul următor. Gata? Da. Supunem la vot procesele verbale al ședințelor din data de 5-a 5-a 2022, 13-a 5-a și 20-a 5-a. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? De asemenea, avem două puncte la completarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Liviu Rebreanu Comănești și la structura arondată Școala numărul 4 Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești. Cine este pentru completarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? Continuăm cu ordinea de zi, iar la punctul numărul 1 nu voi participa la vot, deoarece am fost numit managerul spitalului din Comănești. La numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului creșterea capacității de îngrijire și tratament al bolnavilor de SARS-CoV-2 în Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în orașul Comănești. Materialul a fost prezentat la comisie. Supunem la vot dacă nu sunt întrebări. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SCE Delgas Grid ESA pentru lucrarea, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău. Din nou, materialele au fost la comisii. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren din domeniul public către SCE Delgas Grid SA pentru lucrarea, extindere, rețea și branșament, gaze naturale, presiune redusă, strada Republicii, oraș Comănești, județul Bacău. De asemenea, materialul a fost la comisii. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Aveți cuvântul? Da, mulțumesc. Comisia de Urbanism a avizat favorabil încheiere contracte de concesiuni teren prin schimbare beneficiarilor pentru Timegrescu Adina Maria de la Fuzete Dorin, 24 metri pătrați, strada Gării fără număr, garaj, și pentru Curice Vasile Alexandru de la Dinu
la Orențiu, 31 metri pătrați, strada Gârlei fără nume, garaj. De asemenea, Comisia de Urbanism a avizat favorabil încheiere acte adițională la contractul de concesiune existent pentru SCPROM SERP SRL 100 de metri pătrați, strada Ștefan cel Mare, spațiu depozitare. Comisia de Urbanism a avizat favorabil reziliere contract de închiriere teren la cerere pentru PF Petrache Cristina, piața agroalimentară, chirie teren 17 metri pătrați. Comisia de Urbanism a avizat favorabil de reziliere contract de concesiune teren la cerere pentru Sârbu Claudiu, strada Emil Rebreanu numărul 30, 300 de metri pătrați și a avizat favorabil prelungire contracte chirii spații din piața agroalimentară Comănești începând cu data de 1.7.2022 pentru o perioadă de 6 luni pentru toate cele 16 poziții din anexa 5. Dacă sunteți de acord să nu le mai citesc toate. Deci, din nou, materialul a fost la comisie. Dacă nu sunt alte întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii administratorului definitiv selectat în urma procedurii de selecție pentru întreprinderea publică din subordinea autorității publice tutelare, Consiliul Local al Orașului Comănești, SC APA SER Trotuș SRL Comănești. Materialul a fost la comisie. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din cadrul proiectului dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul online. De asemenea, materialul a fost la comisie, dacă sunt întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. De asemenea, materialul a fost supus, a fost la comisie. Dacă sunt întrebări? Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Rebreanu Comănești și la structura arondată școala numărul 4 Comănești. Doamna Șișca, dacă... Deci, doamna Șișca nu va participa la vot. Dacă sunt alte întrebări, materialul a fost la comisie, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 9.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu Comănești. Materialul a fost la comisie, dacă sunt întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Cu acest punct se încheie comisia. Dacă, domn primar, aveți ceva de adăugat? Nu? Mulțumim pentru participare la data lumea și vă doresc concediu plăcut la cei care merg în concediu. Cei care muncim, rămâne de baricare aici. Mi-a interesat de, cum zic eu, o toaletă publică, o toaletă ecologică pentru șoferii de taxiuri. Nu, nu, nu.
Și nu numai, pe mine m-am abordat în... Unde vreți acolo punem, avem toalete, numai ne amplasăm. Unii toalete, numai să nu spuneți pe aia pe surâte, în fața catedralei, în fața nu știu cui. Nu, cred că asta e o problemă asta, timp cât ei se ducă la magazine, pe la restaurante, pe... chiar și acasă la ei, poate unii sunt de pădei, 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 pădei. Să vedeți că vor ieși discuții că de ce am fost toaleta acolo. Că iese omul care a mai băut o bere și că nu sunt cheie la pantalon corespunzător, că sunt copii mici, că se pot găsi, zic, și alte locații, nu neapărat în centrul orașului. De regulă, cei care merg la unități de administrație publică, cum este și Tomița, are toaletă în incinta. Păi da, să zic. Deci șoferul... Și atunci îi mai pun și la poartă una. Asta vă deranjează dacă... Să deranjeze la restaurante, la... Magazine, reducem activitatea la restaurant, ca să nu mai deranjeze și închide mai repede cu o oră și o oră să fie la dispoziția taximetriștilor. Dar în un parc mare ar putea să fie două toalete. Pe unde, domnul Tomița? Indiferent, găsim un loc. Păi haideți, găsiți-mi un loc și de... Chiar dacă vine un cetățean străin în Comăneci, nu știe niciunui restaurant, nici nu știe, în afară de gară și restaurantul din centru, care zice că e cunoscut, nu are o toaletă și ceva necesar. Deci avem toalete cumpărate. Știi, mă. Îmi spuneți unde să le amplasăm și când va veni în jurătura, s-o încasați dumneavoastră direct. Înțelegeți despre ce-i vorba? Nici o faptă bună nu rămâne nevedetită. Ca să știți despre ce-i vorba. Noi toți avem intenții bune și calea către el este pavată cu intenții bune. La timp și urmărește cineva lucrul ăsta, nu ne înjură nimeni și din potrivă să ne felicităm. Pentru că a avut grijă și de populație, în privința asta, bineînțeles. Toaleta aia trebuie să înseamnă un post, un om care să aibă grijă, să o spele, să o curețe. Vine bețivul, sparge oglinda, sparge chiuveta, fură furtunul, fură nu știu ce de pe acolo. Începe dansul. Începe dansul. La dumneavoastră aveți treaba ok în restaurant sau vă mai cam... La interior, în incente, e altceva. Când e în oraș, nu vedeți că și containere de gunoi le răstoarnă peste noapte, le plimbă tot orașul. Sunt tot felul de teribiliști din aceștia care fac tot felul de chestii. Experimentat, cum pune, să vedem cât rezistă, o săptămână, două, trei. Experimentat, le vom pune. Exact unde vezi dumneavoastră. Faceți-mi un semn, uite aici vreau să întreb. Le avem cumpărat. Le avem cumpărat. Bun. Am ceva? Dacă nu, mulțumim frumos, o zi bună și multă sănătate!